Bine v-am găsit! Vom râde puțin astăzi, vom încerca să conturăm o altă viziune asupra vieții și asupra societății contemporane. Vom încerca să ne culturalizăm altfel și avem alături o persoană extrem de potrivită, spun eu, nonconformistă, este vorba despre actrița Anca Hanu, iar cred că alte descrieri suplimentare sunt de prisos. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Salut. Vreau să vă întreb în primul rând, știu că aveți un termen foarte... sau descrieți cultura sub multe forme, vine sub multe forme și vreau să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă? Ce înseamnă cultura? Da. O groază de lucruri. Curiozitate, joacă, culoare, viață, energie. Emoție. Empatie. Am zis culoare? Da. Cred că am zis culoare. Da. Încă o dată, culoare. Da, cultura este energie, e uneori și emoție, e uneori și melancolie, e uneori și nostalgie, e peste tot, e în orice lucru, da, e în orice lucru care ne înconjoară. Iar umorul? Aproape toate pe care le-am spus înainte. Cred că ce are diferit umorul... aș spune că e nevoie de o stare de spirit necesară care să-l provoace, dar câteodată e atât de spontan încât nu poți să-i dai o definiție, nu poți să spui că trebuie creat un context emoțional în care să construim umorul. Cred că pur și simplu el se întâmplă, da. Adică poți să fii într-o stare emoțională, nu știu, hai să nu zic precară, da? Și să faci haz de necaz. Și atunci, iată, a apărut de nicăieri umorul. Ați reușit să impuneți cumva, în ghilimele spus, bineînțeles, acest umor asupra tuturor celor care v-au urmărit în piesele de teatru sau care v-au ascultat cântecele, indiferent de starea lor de spirit? Nu știu dacă umorul se poate impune. Cred că oamenii... pot simți diferit, adică ce pentru o persoană reprezintă umor, pentru altă persoană poate să reprezinte poate ceva amar, de care nu poate să râdă cu poftă, dar care îi dă o stare de bine, okay, în care poate să recunoaște. Deci definiția umorului nu cred că este ceva care are legătură numai cu buna dispoziție, că poate să aibă dedesubt ceva destul de amar și atunci... Da, deci nu cred că umorul este ceva care să te facă să râzi neapărat cu hohote, ci care te poate pune pe gânduri într-un fel mai drăguț. Ok. Și umorul și comedia sunt un așa același lucru? Sau doar se completează? Avem nevoie de contrast ca să obținem umorul. Avem nevoie de ceva grav, avem nevoie de întuneric ca să putem arăta lumina. Și atunci ele cred că e nevoie să coexiste ca să poată să existe efectul comic sau efectul dramatic. Un exemplu este că dacă suntem pe stradă și există o poșghiță de gheață pe care alunecă o persoană, prima reacție este să râzi în hohote, pentru că asta îți declanșează. Dacă vezi că persoana nu se poate ridica și are fracturi sau, nu știu, e imobilizat acolo, deja este... Un pic se trece, adică la partea serioasă. E nasol, da. Sigur, în teatru nu se întâmplă accidente din astea de adevăratele, doar că trebuie să coexiste întuneric și lumină ca să avem contrastul, ca să putem obține fie tragicul, fie comicul. Dar într-o piesă de teatru, cum adică există acest întuneric? Sau cum se transpune el, de fapt, astfel încât să se definească contrastul și să apară umorul? Nu știu dacă e o regulă să existe în toate, dar pentru ca teatru să existe, asta e una dintre ipoteze, nu este un lucru general valabil, este nevoie de conflict. Asta am învățat la școală și asta... are legătură într-un fel și cu contrastul de care vorbeam mai devreme. Adică trebuie să existe într-o poveste, trebuie să existe un punct culminant în care se întâmplă ceva și după aceea se detenționează situația sau se schimbă fundamental niște lucruri. Deci
nu-mi vine acum un text clasic despre care să vă dau pe care să-l dau drept exemplu, dar sunt marile scrieri, chiar dacă nu e vorba despre o scriere dramatică, care începe o poveste cu o dramă existențială sau și romanele pe care le-am studiat la școală, da? Și la sfârșit se face lumină sau se face dreptate, chiar dacă dreptatea sau lumina înseamnă moartea cuiva. Da, pentru altcineva e viață. Adică întotdeauna există pendularea asta sau inter... cum să spun? E ca o... cum e moara care... E o roată care se învârte sau e moara aia care produce, care tot aduce apa, deci energie. Mă bucur că ați menționat de... evenimentul cumva tragic văzut de toată lumea, moartea, pentru că aveam și eu o întrebare. Așa. Știu că sunteți cumva adepta părții pline a paharului. Și este moartea un motiv de petrecere până la urmă? Poate fi văzut și astfel? Sigur că poate fi văzut și altfel. Cred că prin felul în care am fost educați, cei mai mulți, n-aș vrea să generalizez din nou, dar cei mai mulți ne temem de moarte, pentru că o asociem cu ceva închis și negru și sub pământ și cu gândaci și cu așa. Doar că am înțeles și eu în ultimul timp că, de fapt, tu nu mai știi cum. Când ești acolo, tu nu mai știi și nu mai vezi. Întotdeauna mi-am imaginat că, vai de mine, dacă nu o să mor de tot și o să văd ce se întâmplă deasupra și oamenii o să plângă. Și mie mi-ar plăcea să se distreze lumea la... după ce nu o să mai fiu eu, adică mi-ar plăcea să nu fie ceva tragic. Așa, nu e un subiect confortabil pentru mine. Mi-am dat seama nu demult că, de fapt, întreg procesul până ajunge acolo s-ar putea, de fapt, să mă sperie și că în sine ce se întâmplă când nu mai ești e, de fapt, ceva care te împreunează din nou cu universul. Ok. Adică nu e ceva... e ceva chiar frumos, adică poate să fie o părticică din tine într-un viitor copac. Nu zic că cred în reîncarnare. Zic că logic, dacă sunt acolo niște viermișori care lucrează și care distribuie după aia cum se întâmplă pe șantier, poți să ajungi într-o floare, poți să ajungi într-o furnică, poți să ajungi să redevii una cu probabil ce ai fost înainte. Și prefer să cred asta, pentru că e mult mai frumos decât să cred că sunt un schelet și atât. Ok, asta se întâmplă în viața noastră de zi cu zi până ajungem la momentul respectiv. Dar dacă tot vorbim de conceptul de moarte, ce se întâmplă când un artist moare? Ah, cred interesant. Cred că e o întrebare interesantă pe care cei mai mulți artiști sau poate nu vă doriți să vă gândiți la ea, dar la un moment dat nu se întâmplă și treaba asta. Poți să simți câteodată că mori ca artist în momentul în care nu te mai face nimic curios. În momentul în care nu mai îndrăznești să cauți, în momentul în care... și asta nu cred că e numai la artiști. Asta cred că e valabil în toate domeniile care au legătură cu... cu a nu avea stare, cu a nu sta locului, cu a căuta, a cerceta, pentru că a căuta, a cerceta, a te juca, înseamnă dezvoltare, înseamnă devenire, înseamnă... creștere înseamnă, în momentul în care nu îți mai dorești să crești, e bine să te uiți la tine, să te întrebi de ce ți se întâmplă lucrul ăla. Dacă ești conștient că e doar o perioadă, e ok, avem cu toții, e de înțeles, nu-i nimic grav. De ascuns. Da, cred că dacă devine o obișnuință să nu mai cauți și să nu-ți mai placă și să nu mai ai disponibilitate la joc și așa, atunci, dacă ești conștient că se întâmplă asta, e o problemă, cred, și e bine să o rezolvi, pentru că altfel e doar o coborâre lentă. Adică nu văd de acolo unde... la călduț nu e bine. Deci când e plat, nu cred că e bine. Când ești deja jos, dacă ești deja jos, întreabă-te de ce ești acolo și întreabă-te cum poți să urci. Până la urmă, nu mai e altceva de făcut decât să urci. Da, da. Și sunt situații, cred că există. Am avut și eu momente când am simțit că nu pot construi, n-am idei. Nu, dar asta e un proces absolut normal în viața unui actor,
să nu găsească câteodată soluții, pentru că e o muncă de căutare în fiecare zi. Adică, de regulă la noi, procesul de creație începe așa, vine regizorul, se stă la masă, se citește textul, se discută pe marginea textului, pe marginea personajelor, situației, situațiilor și mai departe. Și tu în momentul ăla începi să dai viață unui om. Da. Și când dai viață unui om, vorba aia, abia știi ce-i cu viața ta câteodată. E, acolo ai libertatea să-i dai viață unui om și să-l plămădești și să-l aduci la o anumită maturitate ca personaj. Poți întâmpina obstacole, poți să nu știi 2 zile la rând, 3 zile la rând, mai ales dacă poate nici regizorul nu știe exact ce dorește. Poți zile la rând să nu poți să construiești omul ăla. Și așa cum poți ajungi zile la rând să nu te poți construi pe tine. Că, na, câteodată îi... cum ajungi... Dar ce, ce se caută în momentul respectiv? Sunt situații în care poți să nu știi cum să spui un cuvânt. Pentru că tu, ca om, ai ști cum să-l spui. Dar cum îl spune personajul? Cum îl spune omul pe care l-ai creat? Cum îl spune omul care ai devenit? Și atunci, din moment ce devii altcineva, nu poți să vorbești ca tine. Sigur, ești tu acolo. Dar cum reacționează omul ăla nou în situația aia? Cum? E, la un dat afli. Și dacă nu afli la premieră, ai timp, cât se mai joacă spectacolul, să-ți mai rezolvi din ecuațiile astea. Eu însă mi-am un spectacol la Sala Studio, Amalia Respira Adânc, care are foarte mult text și în care încă descoper după ani, deci îl joc din 2000... Stagiunea asta nu l-am jucat cei drept, dar din 2014 este el ca spectacol, deci are deja o vârstă. Sunt propoziții. De câte ori îl reiau, e nevoie de o muncă, de reluare, de reamintire a textului, de reintrat în personaj, de așa mai departe. Și găsesc în continuare izvor nesecat de lucruri pe care, a, da, s-am crezut că l-am rezolvat. A, da, pe ăsta, a, da, uite, pe ăsta nu l-am văzut, pentru că e foarte mult volum de, e foarte mare volumul de text. Deci, cred că căutarea asta sau de moartea artistului, că nu, asta era... Da. Cred că era legată de moartea artistului. Povestim mult de atunci. Așa, poți la un moment dat să hotărăști ca artist sau ca orice, că nu e valabil doar în lumea artiștilor, poți la un moment dat să spui, trebuie să reînviu. Ca să pot să trăiesc în ce, așa, trebuie să reînviu ca profesionist. Și atunci încep și caut. Și atunci, cu prețul unui sacrificiu emoțional, we have to face it. Ok. Deci, cred că e sănătos, chiar dacă e incomod. Dar ați simțit vreodată, din postura de actriță, faptul că sunteți într-o continuă căutare de a dezvolta personajul, de a-l regăsi sau de a-l defini și a-l pune pe scenă, a-l prezenta în fața spectatorilor, că poate vă depărtați de sinele, de omul care joacă? Cred că asta este una dintre condițiile pe care ar fi bine să le îndeplinească un actor. Ok. Nu poți să devii altceva dacă nu renunți un pic mai mult la tine. Mie îmi place foarte mult să creez personaje în care oamenii abia mă recunosc. E o pasiune de-a mea de când eram... Pardon? E o pasiune de-a mea de când eram mai mică și mă uitam la filme și, de exemplu, îl apreciez foarte mult pe Daniel Day-Lewis. Și în toate filmele în care l-am văzut, mi s-a părut că face, sunt și sigur și excepții, era de nerecunoscut. Deci am zis, nu se poate să fie același actor. Și nu știu dacă mi-am construit lucrul ăsta în urma pasiunii pentru Daniel Day-Lewis, dar trebuie să te arunci ca să poți să devii altcineva și să ai încredere că ai puterea asta. Adică okay. să nu te îndoiești. Du-te cu credință că dacă vezi că ți iese o dată, ai încredere să o faci și următoarea și următoarea. Și e frumos să primești posibilitatea asta. E frumos să te întâlnești cu posibilitatea asta în care ți se cere să fii spirit, travestii. E fabulos să descoperi universul ăsta al transformării. E fabulos. Eu mă simt foarte bine. Adică îmi place. Și îți permite, ca actor, acest univers să te exprimi liberi? Da. Da, pentru că poți fi cine vrei tu.
Iar în viața de zi cu zi, apoi? Poți să înveți ceva de la personajele pe care le creezi. Poți să înveți să ai curajul unui personaj dintr-un text celebru și să, nu știu, să fii mai, poate mai demn, mai curajos, mai... Da, sigur, poți să înveți din orice. V-a ajutat treaba asta în viață? Da, m-a ajutat. Și ați învățat să fiți mult mai liberă, mult mai nonconformistă, mai... Printre altele am învățat și să am răbdare cu mine și cu viața mea de om. Pentru că așa cum am răbdare cu personajele pe care le creez, am învățat că trebuie să am răbdare și cu mine și să nu mă biciuiesc. Și să-mi las timp și să mă descopăr și să descopăr lucruri. Nu e totul... Da, am învățat. În același timp ați învățat să vă cenzurați mai puțin? Sau să vă, pe cealaltă parte, să vă cenzurați mai mult în anumite situații? Sau ce părere aveți în general despre cenzură? Mai am probleme din când în când cu cenzura a mea pentru față de mine. În sensul că sunt situații în care poate că m-aș exprima într-un fel și apare rațiunea care zice na, nu cred că e moment bun să faci asta aici și poate că ar fi mai bine să nu. În sensul ăsta. În rest, nu sunt un om curajos care să aibă, neapărat voce în afara, și să-și exprime lucruri. Dacă asta se numește că mă cenzurez, da, poate că. Așa că cuvântul cenzură e cel mai potrivit. Cred că e un fel de a nu fi neapărat curajos. Acum ce înseamnă și să fii curajos? Că poți să ieși să urli ceva după care să-ți pară rău, apoi... No. Păi, din punctul nostru de vedere, ce înseamnă de fapt curajul? Cum îl definiți? Să poți să exprimi ceea ce crezi fără să rănești pe cineva, fără să îi îngrădești cuiva... Opinia, fără să încerci să convingi pe cineva de ceva, adică poți să fii liber să-ți exprimi lucruri ținând cont de libertățile și convingerile celuilalt. Atâta timp cât nu le încalcă pe ale tale grav. Adică momentul ăla e delicată situația. Știu că iată, versurile pe care le creați alături de colegii Ada Milia și Bobo Urlăceanu nu sunt neapărat cele mai clasice să le definim. De unde vă inspirați? Acolo Ada Milia este motorul lucrurilor pe care le facem și în spectacolele de la Teatru Național, da. Și așa. Am vorbit mai devreme despre umorul ăla care e râsul plânsul. Da. Cred că ea este unul dintre oamenii care știe să facă felul ăsta de umor fără să-l caute neapărat. Nu-l caută ca pe ceva care să conțină umor, ci pur și simplu e ca un mecanism pe care cred că îl are sau mintea ei e construită în așa fel încât ies lucrurile astea contrastante superb, adică este zona aia în care nu poți nici să plângi, nu poți nici să râzi în hohote, e o zonă care te pune pe gânduri foarte mișto, foarte mișto, da, și într-adevăr de o vreme mi-a dat această încredere că pot să fac împreună cu ea texte și este o muncă foarte, foarte frumoasă, grea, care, da, nesolicită, da, e mult de lucru. Mi se pare că efectul și rezultatele arată că merită. Este mai solicitant decât să fii doar un actor pe scenă care interpretează un rol simplu sau, nu știu, o piesă clasică? Nu cred că există rol simplu. Nu cred că există rol simplu. E mai complex aici, din punctul ăsta de vedere, pentru că are legătură cu muzica. E mai complex pentru că nu e un personaj care vine și își spune o scenă, joacă scena și gata, își joacă scena cântând. Repet, își joacă scena cântând, nu cântă scena. Adică este un fel de a juca o scenă folosind muzica.
rol simplu nu cred că există. Rol simplu e dacă zici tu că e un rol simplu și consider că e, nu știu, e simplu că e mai mic. N-am crezut niciodată în asta. Nu există rol simplu. Adică, sigur, dacă zici că e nevoie să treacă un actor prin scenă, un regizor zice că e nevoie să treacă un actor prin scenă și să zică, are două replici și zice da, de două ori, da, poți să zici că e simplu. Dar depinde de tine cum faci ca da-ul ăla să aibă un ecou mai mare decât un rol simplu. Am avut eu însă un rol în care n-aveam nici o vorbă într-un spectacol al Monei Chirilă, dar ale carnavalului și făceam parte din mulțimea asta care era foarte vie, așa, era un grup pe scenă și mi-a plăcut enorm. Era vorba de cum te poziționezi în grupul ăla, ce anume poți să faci, era o libertate care putea fi un pic periculoasă, pentru că vrei să știi și acum oare ce să fac. Ori noi cream acolo, ce era bine se păstra. Deci, da, nu cred că există rol simplu. Rolurile pe care le avem în spectacolele Adei sunt mai complexe pentru că există muzica și există și rimă. Și atunci sunt situații în care trebuie să fii cu creierii la tine, pentru că, deși mintea știe ce să facă, dacă nu-ți vine un cuvânt, e nevoie de capacitatea asta de a ști cu ce să-l înlocuiești. Dar dacă ești în ciorba aia, vei ști ce să spui. Atâta că, na, nu e exact cuvântul ăla. Dar dacă gândul-ți este acolo, creierul tău, mintea te ajută și știe exact ce să pună în locul cuvântului care nu-ți vine. Știu că sună magic, așa este. Este un pic magic până la urmă, nu? Tot ce se întâmplă, nu degeaba de cele mai multe ori auzim termen sau sintagma că este magie pe scenă. Dar se întâmplă magie. Câteodată se întâmplă. Dar dacă ești 100% acolo, te poți salva dacă ești 100% acolo, dacă ai uitat un cuvânt. Dacă nu ești 100% acolo, nu merge cu jumătăți de măsură. Dar se poate da mereu 100%? Până la urmă suntem oameni cu toții. Poți să spui că poate nu ți-a ieșit ca în alte seri. Ok. Eu nu pot să spun că nu m-am dus întotdeauna 100%. Ca și minții. Mă cam duc 100%. Nu pot să nu mă duc 100% pentru că trebuie să cred. Trebuie să cred în ce fac. Dacă nu cred în ce fac, poți fi, de exemplu, nu ești într-o condiție fizică bună sau ești răcit sau da, acolo nu poți să fii 100% pentru că anatomic vorbind sunt părți ale corpului tău care nu funcționează în momentul ăla. Gâtul e așa, nasul e așa, cu o ureche nu auzi. Da, deci din punctul ăsta de vedere, da, nu poți să fii 100%. Dar în general ești all in. Ești all in. Adică cum ești mândru de tine? Cu jumătate de măsură, nu. Cu siguranță. Nu, atunci fă-te mândru de tine. Sau, da, depinde de la persoană la persoană până la urmă, dar da, cu siguranță atunci când știi că dai totul, ești și mulțumit cu tine și însuți. De ce să nu dai totul și să fii mândru de tine decât să zici, păi n-a fost chiar... Am făcut asta și nu-i plăcut să te sabotezi, să zici după, păi n-am făcut, nu știu chiar. Nu, apreciază ce ai făcut și bucură-te de ce ai făcut, că nu te-ai dus și ți-ai bătut joc. Te-ai dus cu credința că faci un lucru foarte bun. Deci când te duci așa, că nu a ieșit, cum așa, asta nu înseamnă că tu ai intrat cu stângul, deloc. Care e totuși cea mai dificilă, să o numim, experiență prin care ați trecut ca artist? Una dintre ele care îmi vine acum în minte este cea în care spectacolul despre care v-am pomenit, Amalia respira adânc, în care sunt singură. Cum e să fii singur pe scenă? Nu sunt mare fană. Pentru că sunt un om de echipă. Îmi place foarte mult să lucrez cu echipa și îmi place să am încredere în echipă și am impresia câteodată că echipa e plasa de sub sârma pe care umblă acrobatul. Pentru că am niște colegi foarte mișto, pe care mă pot baza dacă se întâmplă ceva sau dacă se întâmplă să greșesc sau dacă și eu sunt acolo pentru ei și adică dacă e nevoie de ceva, de orice, ne sprijinim reciproc. Are și ceva frumos singurătatea pe scenă. Are o liniște de care te face să fii tu cu tine acolo, tu cu tine și cu personajul.
Dar prefer echipa. Îmi place, mi-a plăcut proiectul foarte mult. A fost un proiect de succes. A fost un exercițiu foarte bun de actorie pentru mine. Îl recomand, chiar dacă... Acum cred că aș fugi de el. Dar îl recomand. Am mai spus asta. Îl recomand actorilor pentru că din când în când, ca să te scuturi, să te trezești, e nevoie să faci și lucruri dificile. Ăla e un lucru dificil. E un lucru dificil pe care dacă îl faci și-ți iese, sentimentul e fabulos. E fabulos. Și că tot vorbim sau suntem la capitolul lucruri dificile, știu că nu ați susținut evenimente doar pe scene de teatru, ați susținut evenimente în diverse locații. Care e cel mai deosebit și până unde se poate ajunge? Care e limita? Dacă vă referiți la evenimentele cu Ada Milea, cu Bobo Burlăceanu și cu Cristi Rigman, ele se pretează de la spații în care încap 15 oameni. Cred că au fost situații când au fost și sub 15, unde am cântat ca pentru 1000, pentru că e vorba de ce ne place să facem, nu de câtă lume e. Și cred că cel mai mare spațiu, deși mi se pare că de la un punct se pierde puțin tot ce se întâmplă la nivelul feței, pentru că e expresiv, foarte expresiv ce se întâmplă într-un spectacol de felul ăsta, a fost la o noapte a porților deschise la Teatrul Național, chiar aici, în Cluj, unde am cântat și unde s-a umplut sala. Și sala are o capacitate de 900 și un pic de locuri. Și știu că atunci a existat pericolul să se dărâme etajul, pentru că au urcat foarte mulți oameni la etaj, partea de jos fiind deja full. Full. Da. Există o limită, pentru că se pierde din cum spuneam, din partea asta de expresivitate și de intenție și de gând și de așa. Sincer, nu cred că ar fi de stadion. Mm-hmm. Adică... Dar asta o vedeți așa din punct de vedere al unui artist. Publicul se gândește la treaba asta de obicei? Dacă se gândește la... La faptul că totul este o combinație între voce, joc, expresie... Mimică, gestică. Da, sigur că se gândește. Publicul se gândește, cum să spun, pentru că publicul, în marea lui majoritate, când vine la concertele Adei, știe exact la ce vine. Se mai întâmplă să fie câte unul care nu știe la ce vine, dar au grijă cei din jurul lui să zică aici... Ești aici. Da, deci nu-i ceva pompos, nu-i ceva... E pur și simplu... Cred că deja avem... Sunt oamenii care știu exact la ce vin, ceea ce mi se pare foarte mișto. Adică știu la ce se duc. Și percepția cu... Câteodată, apropo de distanță și de... Da, își dau seama că data viitoare poate trebuie să stea mai în față ca să nu scape un ochi, un nas, o gură, o expresie, o așa. Da, oamenii știu, ceea ce mi se pare foarte frumos. Și eu, și mie mi se pare interesant, pentru că trăim în, nu știu, în lumea asta în care cumva detaliile poate nu mai contează atât de mult sau nu punem noi preț pe ele. E bine să ne oprim din când în când, să vedem. E exact ce ziceam și mai devreme, câteodată trebuie să tragi aer în piept, să te uiți un pic în jur, să vezi ce se întâmplă și să te aliniezi cu viața. Așadar, înțeleg că nu s-a întâmplat vreodată ca publicul să nu transmită aceeași energie pe care și voi ați încercat poate să le-o transmiteți lor. Au fost din când în când diferențe, de exemplu, pe care le-am înțeles, și anume, altfel se manifestă publicul într-un pub. Ok, da. Unde se servește o bere sau chiar se mănâncă sau așa, și altfel se manifestă publicul într-o sală de teatru. Conduita de la teatru e diferită de conduita din pub. Dă! Foarte normal! Da, clar. Adică publicul care vine într-o sală de teatru la un concert de al nostru este mai cu minte, se bucură, dar e mai interiorizat și îți arată la final cât de mult i-a plăcut. Și atunci tu zici, deci erau cu minte numai pentru că erau la teatru. Pentru că la final
numai nu te îmbrățișează, în rest îți arată prin chiote, prin aplauze, prin... Se manifestă foarte colorat și foarte frumos și îți dai seama că da, a fost ok. Deci avem încrederea asta în oameni, că și e frumos să ai încredere în oameni. V-ar plăcea totuși să vedeți la concerte care se desfășoară într-un spațiu care necesită o anumită conduită, să-i vedeți că totuși se manifestă în frumos, bineînțeles, nu ca pe stadion, dar poate să fie mult mai exteriorizați? Am observat în partea de nord-est un alt fel de ardere, ca să zic așa. Nu zic că în Iași oamenii se exteriorizează altfel. Am simțit la un moment dat că acolo au alte arderi oamenii. Își dau voie să se simtă mai... Da, poate a fost o coincidență. Deci poate numai o... Oamenii sunt liberi să se simtă cum vor. Și pentru unii poate nu-i... Poate unii nu simt nevoia să chiuie, poate unii nu simt... Poate unora nu le place, adică... Deci nu ar trebui să rămânem în limitele pe care ni le impune societatea. Eu cred că asta e frumos, că avem atâtea locuri în care putem să mergem și să vedem cum putem să ne exprimăm și să ne dăm voie să simțim. Și în funcție de ce simțim, să ne exprimăm sau nu. Asta e liber fiecare să aleagă. Mai am o întrebare, este legată de kitsch. Așa. În primul rând, trăim într-o lume kitschoasă? Dacă vrem să o vedem așa, da, dacă nu, nu. Eu nu cred că trăiesc într-o lume chicioasă, eu. Adică, am văzut recent într-un film un lucru foarte frumos. Este o secvență în care sunt două personaje, unul dintre ele vine nou în satul ăla și celălalt admiră niște pomi, admiră o livadă. Și cel nou venit zice, uai, ce de gunoaie pe aici. Și celălalt care admiră livada zice, dacă vrei să nu mai vezi gunoaiele, uită-te la pădure. Mi se pare că la fel e și cu chiciu. Vrei să vezi chiciu și alegi să vezi chiciu. Trăiești în chici și nu poți să fii fericit că e chici peste tot. Dacă în viața ta nu vrei să vezi chiciu, atunci uită-te la pădure. Sau la copaci. Deci e cum alegem. Și câteodată alegerile noastre, nu știu, se întâmplă să fie poate blocate de anumite lucruri? Adică să nu putem să vedem mai departe de o anumită barieră. Da, pot să fie blocate. Cum trecem peste blocaje de genul? Cred că tot așa întoarcerea asta la noi și la ce dorim noi, nu ce e corect neapărat întotdeauna sau moral față de societate. E greu de spus aici, recunosc. Să analizeze fiecare în funcție de ce își dorește, cum alege. Și dacă îi servește lui sau ei și pentru el e bine, atâta timp cât nu face un rău, mare damage societății și chiar și așa, până la urmă, bine, nu mă refer la chestii groaznice, mă refer la, nu știu. Dar da, putem să alegem. Delicat aici un pic. Dar cred că o viață avem și suntem datori să facem alegerile bune pentru noi. Chiar dacă pentru unii poate că dacă întâlnești patru oameni, nu o să fie de acord în privința unui lucru, așa că cel mai probabil este o risipă de energie să încerci să te împaci și să fii împăcat cu lumea, că nu o salvezi, știi? Adică fiecare... Simte pentru el, face pentru el. Da. Mai am o ultimă întrebare și cel mai probabil nu are legătură cu nimic din ce am discutat astăzi. Perfect. Dar de unde vine pasiunea pentru purceluși? Oare cum s-a născut treaba asta cu purcelușii? Este un cântec care este pe primul album, pe Cântece de Iarnă, pentru toate anotimpurile. E iarnă cu adevărat, ding dong, ding dong, purcelușii s-au cam îngrășat, ding dong, ding dong.
acum țipă fiindcă se tem, să nu-i tăiem, să nu-i tăiem. De acolo cred că a venit și după aia... Nu mai știu exact, va trebui să o întreb pe Ada sau pe Bobo sau pe Cristi cum s-a ajuns la purceluș, pentru că acum nici nu vreau să mint, la un moment dat s-au transformat, a ajuns așa ca un fel de, știți, pe tricouri, pe da. Așa. Acum și instrumente avem în formă de porc care au un tub înăuntru care face scoate un sunet așa. Dar uite, am uitat. Da, mă bucur că am putut să readuc da, în mine. Da. Da, mulțumesc. Uite, o să mă gândesc la asta. S-ar putea să nu mai ține minte nici ei. Poate vom afla altă dată. Dar, să lua un purceluș. Că acum este moda asta cu... Eu nu mi-aș lua un purceluș pentru că am deja 4 câini. Și nu știu ce s-ar întâmpla în curte cu 4 câini și un purceluș. Uite, un titlu de poveste. 4 câini și un purceluș. Nu știu ce s-ar întâmpla. Nu. Mi-e destul de greu. Ne este destul de greu și mie și lui Sergiu, soțul meu, să plecăm și să lăsăm 4 câini cu așa. Deci, fix un porc. Lipsește. Ar fi altceva, nu? O persoană nonconformistă să aibă în casă. Da, eu nu știu dacă sunt foarte nonconformistă. Cred că sunt un om destul de cu minte, așa. Nu prea. Da, în viziunea mea nu neapărat se intersectează cu minte cu nonconformist. Adică... Da, ok, atunci da. Da. Doamna Anca Hanu, vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici alături de noi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper că v-am adus un zâmbet pe buze. Până data viitoare, rămâneți pensieni.